Bună dimineața, dragii mei! Deja s-a făcut de miercuri, e 16 martie, de astăzi nu se mai fumează în baruri și restaurante, cel puțin, mă rog, de azi noapte, de la 12, în baruri, restaurante, adio, pacioace. Răcoare de dimineață, sunt câteva zile răcoroase, temperaturi fluctuante, aș putea spune, o să avem 2-3 zile cu temperaturi mai ridicate un pic, adică în sensul mai călduroase, așa, măcar cele diurne, după care scad din nou. Spuneam o temperaturi fluctuante și asta nu e neapărat foarte bine pentru sănătate. Totuși astăzi maxima în jur de 4 grade Celsius, o minimă în jur de minus 2 grade, temperaturi cu minus pe timp de noapte. Se pare că vom avea și ceva soare și ceva norișor. Pe unde? Acolo, la locul lor. Unde vor fi, acolo vor fi ca acasă. Bună dimineața, maestre! Bună dimineața, Dore! Mărturisesc, adică cu, așa cu plecăciune, cu sperenii, mă spovedesc. Cât tare ne era Dora leacă de dumneata așa. Dacă e miercuri, e ultima ta zi din săptămână când încerci să te mai salvezi și tu cât mai poți să mai salvezi și pe alții, dar trebuie să recunoști că partea de te frige. Te frige partea. Aici de... da, te frige, da, da. Văd că partea te frige. De întâlniri colocviale așa de marți am văzut, m-a strădat, maestre, în favoarea unei tinere speranțe. A treia cale sau unica cale a fost nu, a treia cale e cărărușa dintre două continente, știi, cărărușa dintre Europa și Africa e Gibraltaro. Ce se întâmplă, trecerea? Nu așa mai... e și aici. Poate e o trecere... Dar ce se întâmplă oare la un moment dat cu oamenii care fac politică și care încep să bocorească oglinda și să nu-și dea seama de faptul că totuși ceea ce reprezintă ei pentru politicie și pentru alegător nu-i chiar ceea ce gândesc ei, sau mă rog, nu-i deloc ceea ce gândesc ei, sau nu are niciun fel de legătură cu părerea lor. Este sindromul limpede, fără prea mult să stau pe gânduri, este sindromul limpede al narcoticului numit putere, care acționează și face ravage în creierul mic al fiecărui individ care la un moment dat are sentimentul, știi, că după ce este contaminat sau după ce este în mrejile acestui narcotic, că deja ies soarele în univers, trebuie să-l întrebe și pe el atunci când răsare. E ceva normal, e un, știu eu, un experiment de tip Frankenstein și e și sub zodia aceasta a narcoticului numit putere, care e cel mai devastator narcotic, și probabil și a vanității. Vanitate care la urma urmei poate fi stimulată. Vanitatea și orgoliile oamenilor ce depășesc de multe ori orgoliile zeilor. Din mituri, nu din realitate, din mituri. Da. Și cred că și din aceste motive, la un moment dat, pierdem cărarea. Ne pierdem luciditatea sau, în același timp, odată cu pierderea lucidității, ne înlocuim pe noi înșine, știi? Și din bărbatul sau din politicianul sau din individul acela onest, curat, cinstit sau cel puțin care își vede de treaba lui 50 de ani, devii un fel de zombi, știi? Și zice, dar tu te-ai uitat în oglindă, vorba ta, te manipulează cineva, e o problemă de percepția realității, trăiești într-o lume paralelă sau altceva. Probabil de aici. Vine. Deci cu siguranță, uitându-mă la emisiunea dumneavoastră, maestre, am tras concluzia că va mai apărea un candidat care va fi rezultatul unei consultări a sucevenilor, acea consultare a sucevenilor și acel candidat urmând să fie cel care va învinge zdrobitor pe oricare alt candidat care va avea nesimțirea și tupeul, sau mă rog, are deja nesimțirea și tupeul să candideze la aceste alegeri. O fi vorba oamenii de persoana, de invitatul dumneavoastră de aseară, acel candidat, acea rezultantă. Simt așa un fel de răzbunare la tine. Nu. Era o întrebare, nu, pentru că eu asta am văzut aseară. Adică am văzut aseară trebuie să recunosc. Dacă te-ai uitat la noi, înseamnă că... Trebuie să recunosc că m-am uitat. Am fost curios să văd... Note, dă-ne note. Maestre, dar nu putem discuta de dumneavoastră când vorbim de note. Și invitatul dumneavoastră refuz. Refuz chiar să notez. Așa, dar trebuie să vă mulțumesc. Chiar dacă ai fost amabil. Trebuie să vă mulțumesc pentru...
pentru intervenții, pentru că l-ați salvat de tare multe ori, dar, mă rog, probabil că asta nu o recunoaște el, nu dumneavoastră. Eu sunt un om bun. Și asta vreau să spun, că am tras concluzia că nu există niciun fel de actor politic și niciun fel de formațiune politică care să fie, nu pe placul domniei sale, că asta am înțeles-o, pot să o înțeleg, dar nici măcar el vorbind în numele sucevenilor, sau mă rog, a marii majorități a sucevenilor, rezultanta fiind, în opinia mea, foarte clară, adică eu, probabil că el va fi soluția care va ieși din acel studiu sau acea consultare, că parcă așa sună termenul, acea consultare a cetățenilor și acel produs, acel rezultat va fi cel care va zdrobi, practic, pe 5 iunie toate... Orânduirea cea cruntă și nedreaptă. Vasile Mocanu este victima, deocamdată este victima unui, știi, unui, n-aș putea să exagerez să spun chiar unui atentat feroce, dar pur și simplu este victima unei imaginațiuni politice nedrepte, dacă o luăm din punctul acesta de vedere. Și mai ales surprinzătoare și grebită. Să nu încerca să-mi stoarce o lacrimă când n-am să reușesc. Nu. Ceea ce îi se întâmplă lui acum este ceea ce a construit, maestre. Probabil ceea ce a construit și probabil și ceea ce a individului, că vorbeam de orgolii, probabil sunt reacțiile firești umane ale omului care se simte nedreptățit, chiar dacă a construit cât a construit, puțin, mult, dar nedreptățit pentru că a fost înlocuit prin manevre sau prin mijloace deloc onești, deloc, știu eu, ortodoxe. Maestre, sau cu ce mână chiar dai, sub pretextul unui pragmatism cu politic. Cu ce mână dai de regulă în viață cu acea mână ei? Eu probabil domnii sale, dând timpul înapoi, vis-a-vis de relația cu Băișanu, da, știi, probabil, cam așa s-a întâmplat. Aici, pentru că la vreme i-a fost alături, chiar foarte alături. Aici nu-i vina lui, că Băișanu l-a asasinat. Băișanu e hienă necrofagă. Deci chiar dacă... El a fost unul din cei care a crezut foarte tare în Băișanu și în potențialul lui Băișanu, vorbind, eu vorbesc de începuturile PNL-ului, fostului PNL. Eu cred că n-a avut ce face atunci. Vrea să supraviețuiască în contextul respectiv. Nu cred că l-a admirat sincer pe Băișanu. Uitați-vă materialele vremii să vedeți. Dar nu cred că acolo era sinceritate, dacă nu era doar declarație politică. După cum îl știu și știu de vreo 20 de ani pe domnul Mocanu, poate chiar mai mult, cu siguranță mai mult. Dar nu are asta importanță. Veniți, nu cred că l-a admirat într-un mod... Veniți de pe plaiuri eminescene, maestre, ca poftiți? Să înțeleg. Veniți de pe plaiuri eminescene, amândoi. Nici nu știu de unde vine el, dar îl știu de la Suceava, de la Alianța Civică, din 92. Deci, atenție, nu încercați să fiți ironic și nu încercați să mă duceți într-un clișeu din asta mai mult decât grobian. Da, pentru care de obicei îl folosesc troglodiții. Am vorbit de Eminescu, deci de plaie reminescene. Așa, ai încercat să fii mai curățel un pic în sintagmă, te iert pentru asta, dar asta nu înseamnă că... pot să închiz ora. Mă iertați, dar nu uitați, am înțeles. Da, adică ea rămâne rana, se cicatrizează, dar rămâne liniuța aia albă. Da. În timp. Și de care ți-aduce aminte tot timpul. Aici am fost rănit din dragoste de viață, știi cum se spune. Revenind la asta, e firesc. Și probabil este și instinct de conservare. Toate acestea, câte un pic din ele, amestecate într-un cocktail care îți creează starea de frustrare și nedreptate, considerând că mai ai ceva de spus. Din păcate, pentru toți candidații care sunt anunțați și care vor veni, cu siguranță spun astăzi, 16 martie, după ziua Magherimii de pretutindeni, că bătălia politică pentru locale acestea din acest an, la Suceava și peste multe locuri din țară, probabil cu excepția Bucureștiului, unde se va găsi a treia cale, sau se preconizează a avea succes, se dă între două continente politice foarte bine definite. PDL și PNL și PSD. Clar și fără niciun fel de echivoc. Ați împrumutat sintagma de aseară. Da, sintagma de m-am contaminat și eu. Sintagma PDL. La un moment dat nu știam dacă mai există PDL-ul ăsta. Deci niciodată n-a folosit aseară sintagma PNL. Da, niciodată. Da, o PDL. Am simțit această răutate. Dusă la infinit aseară și nejustificat. Nejustificat. Am simțit răutatea aceasta cu cum să spun eu, ca un fel de nedreptate, ca o minciună repetată cu obrăznicie, cu toate că nu puteam să fiu la fel de obraznic să... Bine, nu. Eu am spus doar de era invitat. Opțiunea domniei sale, da. E firesc pentru cel care ne privește și ne ascultă, la infinit, că este folosită cu răutate. Cu răutate, iar obsesia
aceasta, adică a fi captiv, prizonier în această obsesie maladivă, întotdeauna lucrează împotriva ta, celui care o face la nesfârșit. Adică celui care refuză realitatea bună, rea, cu minte, otrăvită, toxică, frustrantă, știu eu, psihanalitică, dom'le, e o realitate care gata, s-a transformat folosea, în istorie până la sintagma, un context. Cum a folosit sintagma USL, 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 în condițiile în care, dacă tot spune că eu suntem un politician și dacă tot are, nu știu, ștate vechi așa de plată în zona politică, de plată, evident, electorală, nu se pune problema altfel, a folosit-o și ar fi trebuit să știe, măcar politic, așa, că ceea ce s-a întâmplat, acel monstru politic, punând stânga și dreapta în aceeași oală și în încercarea de a guverna și de a ajunge la putere, o încercare absolut reușită, n-a avut niciun fel de, nu știu, de legătură cu politica în sensul manualului sau cu, sau cu rațiunile politice. Nu, avea doar... a fost o asociere a anumitor bande politice sau bande formate găști, din politicieni. Domnule, eu îi spun bande, îmi pare rău. O duc într-un peiorativ vulgar sau într-un peiorativ underground. Dar unor bande de politicieni care au hotărât la un moment dat că singura metodă de a accede la putere este această asociere cu orice risc. Asta a fost. Și eu spun că te decredibilizează pe tine ca adult, în primul rând, nu neapărat ca politician, ca ființă publică. La urma urmei, ești ecoul unor misterioase și enigmatice ONG-uri sau a unei societăți civile definită doar în concept. Dacă tu mi-arăți mie societate civilă care funcționează la Suceava în mod corect și în mod, știu eu, plenar, ca să folosesc un termen de mult uitat și în mod plenar, adică să le vezi vii și implicate permanent în evenimentele importante ale urbei, ale zonei, o să, și nu manipulări în astea isterice cu pădurile și care au mai fost câteva cu pădurile, cu copii, cu, știi tu, cu Norvegia aceea și cu lăsați copiii să vină la mine. Da, da, într-adevăr. Da, adică îl decredibilizează, asta vreau să spun, îl decredibilizează pe adultul la 50-60 de ani care în continuare refuză o realitate. Adică la un moment dat, să știi, refuzul realității, înainte de a fi pamfletar, este un autism politic sinucigaș. Corect. Deci te duce într-o zonă foarte periculoasă, în zona în care nu te mai crede nici nevasta. Adică tu rămâi așa, știi, nu la toate rece, rămâi captiv într-un timp în adolescență când te hrănești doar cu gloria de altă dată. Asta înseamnă că refuzi realitatea și dacă refuzi realitatea e periculos ce se întâmplă cu tine ca individ, mai ales ca lider, dacă îți dorești să fii lider. Gloria mundi, maestre, ce vreau să spun, iarăși am văzut... M-am gândit aseară. Nu că ai o memorie foarte bună. Vis-a-vis de, nu știu, de toată povestea asta cu Băișanu, cu Venitu, cu Alde, cu, mă rog, toți cei care vin, Alde, care trebuie să recunoaștem, ne place sau nu, prin Băișanu, se mișcă oarecum, bine, rău, dar se mișcă, adică a detronat cu oarecum mișcarea populară, cea care mai până ieri mai avea așa cât decât așa zvâcnire, așa. Eu vorbesc de Suceava, doar de Suceava, de nimic altceva, nu vorbim de marele artizan al mișcării populare de Traian Băsescu, care duce în spate greu politic și procentele și dacă acolo n-ar fi Traian Băsescu, Suceava, cu siguranță mișcarea populară ar fi nicăieri. Mișcarea populară fără Băsescu este zero clar. Este limpede. Adică nici Popovici, nici 200 de Popovici sau 200 de Milici sau de Ovidici n-ar fi făcut pentru mișcarea populară mai nimic în contextul în care, să spunem, ca lider politic ar fi ăla de la Chișinău, cum îl cheamă, de la sectorul 1, fostul prim președinte al mișcării populare și el chiar dacă e un tip curat, elegant, onest, cinstit, frumușel, carismatic, nu poți, domnule, ca să fii un lider național, o locomotivă pentru un partid în construcție.
trebuie să fii fiară politică autentică și, mă și trebuie să ai un background politic uluitor. Mă gândeam în acest context și politic carisma. Și venirea, bineînțeles, la ALDE și preluarea conducerii ALDE de către marele epistemolog și teolog de la Suceava, mă rog, îndepărtarea oarecum a lui, și nu oarecum îndepărtarea lui Mocanu de acolo, ba chiar îndepărtarea din poziția de challenger pentru funcția de pentru fotoliul de primar al Sucevei, în care cred că nici Mocanu probabil că mă gândeam că va cocheta la un moment dat, nici nu era important cu cine, că s-auzea tot felul de voci că era vorba de PNL, PSD vis-a-vis de mesajul pe care l-avea seară, îl și vedeam în PSD, USL, pensii, salarii și așa mai departe, și îl vedeam, deja îl vedeam acolo. Dar concluzia pe care am tras-o este că niciun partid politic astăzi nu-l satisface domnia sa și că practic viitorul domniei sale politic va fi doar rodul gândirii și al experienței pe care o are și deci, va fi o chestie. Deci Bivolaru nu mai reușește, chiar dacă e un mit dezumflat, știi? Celebrul Bivolaru, să-i spunem, să mai coagulizeze o mișcare de genul acesta. L-am și întrebat, nu știu dacă ai observat, dacă el cu gurița lui a spus că în zona de munte, organizațiile ALDE, în zona de munte, Rădăuți și așa mai departe, s-au dus la PNL, iar în zona de Câmpie, Șes, Zvoriște, Așes, fostul regat, da, preponderent de stânga, iubitoare de fascism roșu, s-a dus la se orientează către PSD. Către PSD. Sau, se vor orienta. Atunci, dacă... cu cine construiești? Cu cetățenii, domnul Bun, Manole. Deci, cu cetățenii. Eu am citit foarte clar. Da, dar să vedem foarte clar. Nu, că, păi atunci să ne întrebăm câte organizați sunt, că el spunea că sunt 70. Dacă Băieșanu spune că le-a luat pe toate, el spune că o parte din zona de munte Rădăuți s-au dus din Bucovina clasică sau din Bucovina geografică, s-au dus către liberale, o parte către PSD. Înseamnă că sunt două imposturi aici. Sunt două chestiuni absolut evidente, limpezi, precum că Băieșanu minte de îngheață apele pe partea elaltă, iar el este singur într-un deșert. Și prea târziu, adică prea târziu s-au întâmplat lucrurile astea. A uitat, să folosească, dacă putem să dăm un picuț doar imaginea, apropo de aducerea minte, a uitat faptul că sub sigla PNL Suceava, Vasile Mocanu a ajuns în acel USL și este astăzi încă mai este consilier local independent, dar nu, da, este consilier, mă refer ca și demnitate administrativă, este. Nu te-am corectat și nici n-am este nu. Doar pentru că a fost acea sigla pe care aseară a refuzat efectiv să vorbească despre PNL folosind doar PNL. Mă rog, eu am spus, oamenii captivi într-o asta furie nereprimată, că ți-o poți reprima la urma urmei și poți să accepta realitatea, se sinucid politic pentru că intră într-o zonă autistă. Deci ei devin autiști refuzând realitatea, adică refuzând din punctul acesta de vedere, nu că ești bolnav sau contaminat. Pur și simplu ești orbit de ură, de încrâncenare, de știu eu tot felul de resentimente pe care nu le poți domoli. Iar oamenii ăștia sunt foarte periculoși, oamenii ăștia sunt vulnerabili. Adică oamenii care nu se stăpânesc pe ei înșiși, bărbații politici, liderii, care nu exploatează în modul lucid evenimentele, chiar dacă se sacrifică pe ei, sunt foarte, foarte, foarte periculoși. Deci ei nu pot fi lideri. Că un lider trebuie să aibă grijă de cei mulți înainte de a avea grijă de ei. Când tu nu ai grijă nici de tine, nu știu cum vei avea grijă de ceilalți. În sensul, știu eu, legitimității votului absorbit sau dat cândva, primit. Aseară, dacă până mai aseară eram la așa, să spunem, la capitolul îndoiel, aseară am asistat la o certitudine. Dispariția din zona politică a lui Vasile Mocanu. Dar poate ai observat și un titlu, am mai spus, sinucidile politice cu subtext aici, da, și asta m-a referit și la domn profesor. Clar. La fel cum trebuie să ați mai avut un invitat și trebuie să vorbim mai săptămâna trecută, De asta am și spus, un titlu era aseară, sinucideri politice pe bandă rulantă, epidemie de paranoia, în creierile fervințe ale saltimbancilor politici locali. Numai ce a fost la dumneavoastră la emisiune și a doua zi era pac deja, stăteam.
Băișanu și erau ca de la profesor, ca de la conferențiar la profesor, nu? Eu i-am spus, el știe ce i-am spus în afara emisiunii și dacă o să se vadă, o să vadă... N-a ținut va... cont, deci probabil nu, că nu, prea... sunt absolut convins că l-ați Milici, învățat de bine, maestre, dar n-a ținut cont. Este și el la fel de autist. Adică autismul lui e generat de o disperare nepământeană. Asta este părerea mea. Deci omul a intrat într-o zonă centrifugală, știi? Adică, știi, ca în vârtejurile celea bulboane, ale bulboanelor. Știi, oricât ai fi de puternic și de bun înotător, oricât de impecabil instinct de conservare, vânjos, ca să spun așa, folosind un arhaism, vânjos instinct de conservare ai avea, când intri în vârtejul bulboanei, în acel vârtej, s-a terminat. Deci trebuie să fii să ai un instinct din ăsta de conservare impecabil și luciditate foarte multă ca să lași dus până la fund, da? Unde este unde acest vârtej se subțiază în vârf de ac și atunci poți ieși din mrejele lui. Asta înseamnă luciditate foarte multă. Luciditate de asta simt plătit, ca să folosesc o sintagmă deloc fericită așa de dimineață. Sau de neurochirurg. Că dacă l-am vorbim. Văzut, a plecat, era interesant unde, cu toate că știam amândoi Mestecă unde va merge. Rumegă Rozinci cu dar deja habar n-am de ce își dă pe continuu să-și dea peste degete, că chiar nu înțeleg. Adică personajul acesta atuns mai scurt e Ovidiu Doroftei, nu? Doroftei, da. Când era Flăcău. Deci, era Flăcău la mama. Refuz, am văzut, spuneam de un Ovidiu Miri și noi știam, bănuiam așa, discutând pe discuție, așa, către cine se va îndrepta. Bala mai luat și pe lângă el pe un alt Ovidiu, care devenise între timp, nici nu are rost să discutăm de domnia el în două sa. Săptămâni cel mai a trădat două partide, da. Da, cel mai rapid traseist, ca să spun așa, din județul Suceava. Eu le ofer compasiunea totală, te rog. Și bineînțeles vor avea hai să spunem, plata, să spunem, a traseismului și a plimbărilor astea politice va fi una usturătoare. N-am înțeles nici acum, maestre, de ce a plecat Ovidiu Miliș la PSD. Când am încercat în timp așa, acolo el fiind vicepreședinte, putător de comun la un moment dat și foarte bine înfipt, ca să zic așa, înșipt în PSD. Poate deci Ovidiu Milici a plecat de la PSD în urma unor nemulțumiri, așa cum se întâmplă întotdeauna în politică, personale și politice, exprimate politic în sinecuri și în candidaturi. În sensul că n-a putut candida atunci? Da, Ovidiu Milici atunci și în urma unor bătălii intestine pe care le-a câștigat Ovidiu Donțu. Alt Ovidiu, știi? Mm-hmm. Pentru că Ovidiu Milici n-are rost acum să dezvălui dacă e tardiv, a vrut efectiv să candideze la Șcheia pentru funcția de primar și a fost blocat în momentul acesta. Dacă îți ții minte, la un moment dat Ovidiu Milici era purtătorul sunt consternat, deci pe asta numește. E clar că și nu un loc eligibil pentru parlamentarele din toamna anului 2012. Da. Și probabil bătăliile acestea intestine au creat, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, monștri. Oamenii slabi, oamenii zdrobiți de alte pasiuni sau cuceriți de alte vicii, iau decizii la fierbinte. Este cea mai mare greșeală pe care o face un lider, în general, și nu numai un lider, orice om dintre noi, orice decizie luată la fierbinte este o decizie, dacă exagerez, dar tocmai de aceea exagerez ca să scot în evidență, sinucigașă, din punct de vedere politic. Ce a făcut atunci, să-i spunem că a fost ca un intermezzo, ca o pauză până la următorul ștreang, până la următorul ștreang, metaforic, evident, până la următorul pas greșit, fundamental greșit, din păcate, pe un palier temporal, când timpul nu mai are răbdare. Da, este foarte adevărat, se poate construi și la 40 de ani, și la 50 de ani în politică, dar după ce treci prin 5 partide politice, după o carieră, după, impropriu spus carieră, că o carieră totuși înseamnă după o vechime.
după o vechime, că nu toți fac, adică afișoarece de birou e una și avea vechime, deci sunt mulți conțopiși care au vechime mare și nu au făcut altceva decât să ducă hârtii dintr-un colț în altul sau să bifeze anumite rubrici. Asta nu înseamnă că ai făcut carieră. Ai fost șoarece de birou și ai o asta vechime. Asta înseamnă că ai făcut vechime. Ai făcut vechime. Asta înseamnă. A avea vechime într-un partid, asta nu te legitimează ca neapărat, știi, a priori, ca și cum ai avea și legitimitate politică și carisma de guru, da, de guru, de lider, de lider mahimo chiar câteodată. No, e decizia lui. La 40 de ani cred că alții sunt premieri în țări străine, în țări, în Marea Britanie, premierul, penultimul premier, parcă avea, era premier la 33 de ani, în fine, pe undeva pe aici. Macedon stăpânea lumea la 33 de ani, Iisus intra în mit și corect, mai putem da multe exemple. Și multe alte exemple. Asta este, plecarea lui din PSD este rodul unor bătălii politice pe care le-a pierdut. Dar știi, le-a pierdut pentru că a fost încăpățânat. Adică a pierdut bătălia în partid, dar asta nu însemna că a fost asasinat în partid politic. Că a fost decapitat și că puși și sunt o decizie a domnului. Da. Mai puțină răbdare, nu-i momentul. Atunci, așa, mai amintesc eu așa, ca prin vis. Ei, acum deja nu l-a mai... probabil este vorba tot de mulțumire, cu siguranță este vorba tot de nemulțumire eligibilă, pe voturi eligibile, dar... Cum a spus-o el, Cornel Popovici, așa, eu cel puțin în cheia asta am citit-o, Ovidiu Milici a venit singur și a plecat singur. Da. Mi-a plăcut chestia asta, chiar dacă da. Cornel Popovici, nu știu cine a sugerat, dar probabil a venit din reflex, că nu-i mare filozofie. Pur și simplu, da, omul a spus, domnule, a venit singur, a plecat singur. Așa chestia, a fost. Și într-adevăr așa a fost. Chestia cu organizațiile astea, cât 52, cât 60, cât la tine au plecat 62 când tu ai doar 60. Este poveste, pentru copiii da. Bolnavi la grădiniță, într-un nivel de abordare școlăresc. Nu-i chiar așa, pentru că, pentru că până la urmă nu-i ceva de genul, știi că mai aud... Voturile chiar, mele, organizațiile mele, merg cu ele. Voturile mele care? În primul rând este o insultă pentru oamenii ăia. Adică, domnule, eu nu merg cum mergi tu acolo, eu sunt batistuța ta. Dacă tu ți-ai schimbat sacoul și ai luat batista, mai luat și pe mine și mai pus în sacoul nou. Haide, să fim serios. Este și o abordare politică total greșită. E o expresie care se folosește, ce, bă, ăla, voturile lui ăla, le dă... Bă, dar voturile ăla-s buzunar, ce... Da, le iau eu, buzunar și le poftim în trestuța cu gălbejori pe care ți-am adus-o ție să o pui. Nu merge, nu-i chiar așa, știi, nu chiar așa să fie, dar mă rog. E o abordare infantilă. Și câteodată abordările astea cer compasiune, domnul Dorel. Camarade, cer compasiune, adică sunt abordări generate de pierderea lucidității. E o formă, spuneam, e o formă apropo de traseul politic al cuplului din vârful Aldei, eu îi văd, nu știu de ce, că se vor îndrepta pentru că pe Băișanu ca să se va întoarce la începuturile lui politice, bănuiesc tot pe la PNC pe undeva, pentru nu că mai, dacă îl va decapita, nu știu unde mai poate, să ajungă, pentru că se va întâmpla asta, atât din discuțiile pe care, mă rog, le auzi așa în mediul politic, generate, nu știu, generate sau nu, sau mă rog, fundamentate sau nu neapărat de studii sociologice, se pare că, hai să spunem, voturile sau electoratul se va împărți în acest scrutin și nu numai, ușor, ușor, către o stânga sau o dreaptă politică, limpede, reprezentate de PSD și de PNL sau Alde de PNL și de PSD. Alde este celelalte un mutant sunt, politic. Sunt deja, deja sunt istorie, deja sunt istorie, deja dacă nu mai reprezintă nimic și pe nimeni. Dacă ești un observator lucid, nu chiar dacă știi subiectiv în acest context, Alde este istorie. Deci Alde se va dezintegra așa cum este pe calea asta a glisării fără întoarcere UNPR-ul, da? Alde va fi istorie eu spun că este istorie în sensul că nu mai poate da, crea politic, nimic. Politic da. Și prin prisma procentelor și așa nu mai departe. Nu cred eu că Ovidiu Milici a fost atât de viclean încât să știi, atât de viclean și vizionar încât să-și dorească să se întoarcă în PSD prin calul troian numit Alde. Alde, așa cum se întâmplă acum, PSD-ul va absorbi
va absorbi și din UNPR cât va putea, va absorbi și din ALDE cât va putea, adică știu eu, tot ce este viu, tot ce are puțină proteină umană, să vorbesc așa, și restul vor fi pierderi colaterale. Adică, ca și în PNL, ca și în PSD-ul cel mare, nu-și vor mai găsi pe listă eligibilă locuri toți cei care au fost până acum. Chiar dacă s-au obișnuit în panteonul neamului de pe Dâmbovița cu asemenea poziții de senatori sau deputați. Din păcate, asta e realitatea. Revenim la normal. Adică nu ne trebuie 600 de parlamentari cât are America la 380 de milioane de locuitori, da? Corect. Și nu la 17 sau 16 cât mai avem noi în România. Deci mulți trebuie să se resemneze. Acum, eu nu le plâng de milă. Majoritatea au sinecuri care să le asigure supraviețuirea politică pentru 7 veșnicii. Sau să cumpere centrale de apartament pentru fiecare, nu? Exact. Că asta era o sugestie aseară. Da, e o sugestie care a venit la domnul Mocanu. Corect, că la urmă, dacă tot vrea să o facă Băieșanu pe mecena, să umble acolo la conturile lui din declarația de vere și să cumpere tuturor cetățenilor care nu sunt conectați la, care sunt conectați la încălzirea centralizată, să le cumpere o centrală de apartament. Domnia sa. Da, la ce, și eventual să le plătească, dacă mai poate, să facă niște împrumuturi pe termen lung, să le mai plătească și celelalte, că doar nu, cu centrala nu faci nimic, mai trebuie vreo 70 de milioane ca să faci, intri în circuit. Să intri în sistem. Racord, departe, să intri în sistem. Deci, în total, instalarea unei centrale te aduce la 100 de milioane de lei. Da, dar după aia trai nineac, adică să nu uităm, mai este. După ce trai nineac? Adică după aia gazul e moca, e pe degeaba. Nu, gazul de anul trecut până anul ăsta, 25% a crescut și eu deci, vă spun... în ultimii 8 ani de zile, în ultimii 10 ani de zile, 8 ani, 12 ani, gazul a crescut de 10 ori. Și e pe creștere, a fost controlat, și e pe creștere. Și e pe creștere și a fost controlat întotdeauna cu subvenția, știi? Politic, sociologic, da. Și așa mai departe. Niciodată marele prieten al nostru de la Răsărit nu va, și oricine, nu numai el, nu va ieftini gazul. Este un nonsens. Este o aberație aproape dusă în cele mai înalte culmi ale imbecilității când refuz reușește așa ceva. Mă înțelegeți ce spun? Mă gândeam acum, te uiți la fotografia aceea, la fotografie, da. Mă gândeam la Ovidiu Milici, îi place să stea la masa din centru. Nu știu, e trucată asta, fotografia pare a fi trucată cumva sau mutată. Nu, neapărat. Vrea să încântați toți și tot prea au buzele tăiate. Sunt supărați. Da, nu, probabil că sunt supărați. Sunt supărați. Se uitau la niște măsurători, probabil, și erau supărați. Și Ovidiu Milici, cred că era atunci în perioada când era supărat, pentru că era al șaselea la Consiliul Județean, în condiții în care Mișcarea Populară prindea 5. Supărați sunt doamne, iarăși supărat. Puteam să-i facem o dedicație. Da, deci cam așa e povestea și cu centralele de apartament, pe care putea cineva să le facă cadou, și asta vis-a-vis de faptul că dacă tot îi pase de sucevean, nu, ar putea să o facă, sigur că da. Da, e un gest uman, e un gest creștinesc, el și așa, nu știu, a terminat chestiunea care e deja de teatru de vodevil, vorbește... Băieșanu Popă, Baba și Mitraliera, adică prefer... Acolo mai este. N-au niciun fel de credibilitate, da. N-au niciun fel de credibilitate, acum eu... din păcate, e zic eu, deja. N-am dat nume, dar cred că ai înțeles, e vorba de o sinucidere politică și n-am terminat ideea. Da. ALDE se va dezintegra în PSD. O parte din ALDE, o parte își va duce veșnicia unde vor dori ei. Mă refer la politicienii care sunt acum în ALDE. O parte vor prinde Ciolan, o parte vor prinde trenuri. În afară de cei doi, Ovidiu și Alexandru? Nu, care parte din ALDE? Că sunt, deci, până ALDE sunt 5 oameni acum. În ALDE sunt 5 oameni, mai este. Domnule, deci în afară de Băișanu, e marele om politic, marele om politic de la Vatra Dornei Târniceru. Da. Este marele ALDE de la Fălticeni, marele Ovidiu Milici și cam atât. Și cam, nu, eu vorbeam la nivel general. Așa, la Suceava, și revenind, particularizând la noi, la Suceava Ovidiu Milici probabil se va întoarce în PSD și va închide cercul. În momentul în care se va produce, adică se va da ordinul și va spune practic, gata. A fost o perioadă de
post și rugăciune a fost o perioadă de, nu știu cum să-i spunem noi, s-a bătut poli, s-a bătut așa pe spate, așa cu, nu a încercat să vadă, să-și... Din păcate cu răni, cu cicatrici puternice. Da. Nu va mai fi credibil nici în PSD. Adică să te întoarci la 40 de ani în PSD după ce ai spurcat PSD-ul pe toate palierele posibile, nu pe oamenii din PSD. Partidul. Partidul în general și contextul în care ai fost hăituit și mazilit, mi se pare deja că este trendul credibilității spre zero, tăiat în patru. Nu mai crede nimeni în tine. Din păcate, de multe ori, nici cei foarte apropiați, foarte nici prietenii, nici nevasta, nici copiii. Dar copiii de obicei nu judecă părinții. Știți care e întrebarea care mă frământă înainte de publicitate, maestre, că ne apropiem ușor, ușor. Am o întrebare care mă frământă așa, vis-a-vis de teologul nostru al Sucevei, cel care își dorește viitorul teolog, că și că acum, în toamnă sau vara asta, rezolvă problema după alegerile locale. Dacă îl întreb pe Băieșanu de cele 10 porunci, nu știe decât două, vă spun eu ce, maximum 3. Terminați cu prostiile cu teologul, că insultați această breaslă și această, filozofie. Mă întrebam totuși, omul care se dorește a fi teolog, el, mă gândesc eu așa, după, nu știu cum să-i spun eu, ca să mă... Să mă exprim așa, foarte cu cuvintele. Bine. Cu cuvinte puține, mai zic, cuvinte puține. Și adevărat. Adică pocnite din inimă. Stau și mă gândesc, mă frământă... Și nici din zona crepusculară, mă frământă o întrebare. Sale, da. Îl văd cu tot felul de chestii astea de schimonosel de astea politici, gen central de apartament și așa mai departe. Gen tot felul de bed din tonuri și tot felul de alte prostii. Vă aduceți aminte dumneavoastră, sau dacă poate cineva, nu știu, dintre cei care sunt astăzi cu noi, și nu numai astăzi, în toată perioada asta, poate să ne ajute, că aveți un număr de telefon acolo, 0754 200-123, și așteptăm mesajele dumneavoastră. Poate ne ajutați să ne spuneți, sau poate ne gândim noi, maestre, să găsim un singur subiect, după 4 ani de parlament, pe care Băișanu l-a legat de Suceava. Cu excepția scandalului. Sau un singur leu pe care Băișanu, fiind parlamentar de Suceava, de municipiul Suceava, el așa a ajuns acolo, da? Era pe uninominal pe colegiul Suceava, adică al municipiului Suceava, aș vrea să vină să-mi spună un singur leuț pe care domnia lei, sa paralei și euro l-a este adus de acolo, ești de la București, ești la Suceava. Deci l-a adus la Suceava, pentru păi conturile sale sunt la Suceava, domnul. Dar nu vorbeam de alea private, domnul Manole. Vorbeam în județul, în municipiul Suceava, asta, deci... în folosul municipiului Suceava, deci, sensul ăsta. Nu folosul personal, privat, pe particular, nu. Da, el a adus niște bani, dar a adus în conturile domniei sale. Se vede limpede în declarațiile de avere, sunt exprimate foarte limpede, foarte clar, acolo, fără niciun fel de echivoc. Deci cum aia nu sunt bani aduși? Dar nu sunt bani din propria sală de conferințele unei de profesor universitar, să spui. Nu, dar nu sunt. Pușchea pe limba ta sau cum. Deci, nu? Eu uzurpesc salariul, de conferințiar? Nu știu de unde sunt bani. Probabil o să-i justifice, nu-i justifică, e treaba DNA-ului sau treaba altora care trebuie să facă lucrul ăsta. Nu mă interesează. Eu știu, după propria semnătură, eu știu că nu sunt ficțiuni acolo. Adică este decât adevărul. Sunt adevărul. Și dacă sunteți curioși, dragii mei, găsiți povestea asta. Bineînțeles, în declarația de avere domniei sale și o să vedeți acolo cum e să fii așa cum ești. Mai este, trebuie să luăm publicitate, ne reîntoarcem. E o imagine sugestivă aici, cred eu că mai devreme sau mai târziu îl veți vedea pe marele armean poet, filozof, rugându-se sau stând în genunchi în fața teologului și, cum să-i spun eu, spovedindu-se de șeali răli. Armeanu are de 1 milion de ori mai mulți bani decât Băieșanu, așa că nu va sta el cel puțin. Nu se va spovedi. Niciodată. Nu se va spovedi. Și valoare că e între Bozganean și Băieșanu sunt vreo 5.000 de ani distanță. Din toate punctele de vedere. Politic, uman, scriitoricesc, știu eu, biografic, ce vrei tu. Deci între Bozganean și Tăricianu inclusiv, și Băieșanu, să punem inclusiv șmecherea. 5.000 de ani lumină diferență pe toate palierele. Inclusiv șmecherea. Și punem punct la asta. Adică într-adevăr. Evul Mediu sau epoca de peșteră și secolul 21. Cam așa să facem o diferență. Da, de la Silex încoace. Da, de la Silex.
de la topoarele din Neandertal până la supersonicile din ziua de mâine. Da, da, da. Ne luăm un pic de publicitate. Vă dăm un pic și noi publicitate, pentru că publicitatea face parte din viețile noastre. Revenim însă, pentru că avem câteva titluri interesante pe care, bineînțeles, o să le descălșim. Revenim. Da, suntem din nou și povestim că mai avem câteva titluri interesante. De altfel, vorbim chiar și despre șoseaua de centură. Mai discutasem noi în toată perioada asta despre șoseaua de centură și despre investiții de mult uitate și de mult lăsate la naftalină. Spuneam chiar despre drumurile noastre toate, așa, vorbind de ele generic, care dintr-o dată, într-un fel sau altul, au intrat așa în atenția, în atenția celor de la PSD. Un PSD care mai este, trebuie să recunosc că am eu așa un semn de întrebare. Ce credeți? De ce? E vreo strategie? Ce se întâmplă? PSD-ul nu-i prezent aici, deloc. Nu-i prezent în presă, PSD-ul lipsește din presă de ceva timp. Nu sunt niciun fel de știri, nici politice, nici administrative, din niciun fel de zonă, din niciun fel de zonă, să spunem așa, a celor de la PSD, maestre, vă admirați, am înțeles, dar acum hai să trecem peste. Da. Vă provoacă colegii. Mă lua prin surprindere așa. Deci, spuneam, un PSD care lipsește ca și actor politic, care lipsește ca și actor politic cu desăvârșire. Oare de ce? La PSD, acum, știi, pe filozofia noastră, dacă nu ipocrit creștină, consolidată în cutumile sociale, ale comportamentului individului care este vai de mine întotdeauna sub vremi, vai de mine întotdeauna după calendarul bisericesc, bigoți ca babele alea analfabete, nu fac nimic fără Dumnezeu. Da, puțin știu că suntem în post și asta nu înseamnă că trebuie să punem adevărul. Postul Paștelui, maestre. Deci, eu sunt calea adevărului. Vă lumina și viața, da? Uite, ce vreau eu să spun este un lucru mai mult decât limpede. Cătălin, sunt certitudini imbatabile. Cătălin Nichifor este bolnav. Da, Cătălin Nichifor are o problemă bolnav, de sănătate. Iar în PSD, în momentul de față, în zona aceasta centrifugală, hienele bătrâne, foarte hienele politice bătrâne, au simțit miros de sânge, de vulnerabilitate și de moarte. Adică domnule, chiar dacă termenii sunt de o duritate maximă. De codoașe? Da? Deci da, au prins deci miros de... Nu, hienile bătrâne necrofage, da. Aha. Au simțit miros de moarte, miros de... Și ce dacă am spus că nu mai candidez? Și ce dacă am spus că nu mai candidez? Nu cred că vă referiți la Nea Gavril. La Nea Gavril, da. După câte știu eu, din informații foarte, foarte, foarte sigure, există, știi că întotdeauna am mai vorbit de acest mustăcios, mustăcios magic, un ayatollah al Bucovinei, un politician de o anvergură colosală, transcendentală, Burgheaua Dănuț, bineînțeles. Nu știam ce, deja mă gândeam mustața lui Burgheaua, nu ce spune numele. Burgheaua, Burghele, da. Originea. Da? Deci, unde da, duci? Da, te duci la mustața lui, la ceaune, la căprințața. Știi cine trăgeau urșii de lanț și așa mai departe pe vremuri, nu? Deci, așa, e clar. S-a construit, se spune așa pe surse, nu știu dacă e adevărat sau nu, s-a construit un triunghi amoros, politic, evident. Un triunghi politic pragmatic. În politică nu există amor. Nu? Există doar interese. De ce spune că politica e o... E o târfă în sensul comportamentului, adică n-are prejudecăți. Adică hai să nu facem dezamicit doamnelor, știi? Da, bun. Trebuie să nuanțăm, am evoluat. În fine. Virginia Leordache, care totuși a crescut sau a renăscut în umbra lui Cătălin Nichifor, Gavrilă Mârza și Dănuț Burgheaua.
Oameni care vor să-l readucă... V-am făcut ceva de dimineață? Nu. Deci, Mârza, am înțeles un pic că ochelarii de pe după nas jos. Înțeles. Domnul Dorește, Mârza, Gavrilă Mârza, mai ales după ce s-a văzut zilele trecute vineri, nu? Pe scenă la, la, în colegiul domniei sale, mai vrea un mandat. Da, de consilier județean eligibil și după aceea vede el la alegeri. Și ne, că el o mai odată cu... Publicitate, că eu plec acasă. Da. Ce? Este imoral? Este un atentat la demnitatea umană să-ți dorești ceva mai bun? Este imoral să revii? Nu. Este imoral să visezi? Nu. Este penal să... Nu. Să te vrei este președinte penal, dar nu este penal. Nu? Dar nu. De ce? Nu e niciun penal. Să te visezi ce? Păi să te visezi din nou președinte de Consiliul Județean. Păi trebuie să duci și mai departe utilități și mediu. Podul de la Cozmâncă de la Talpa. Unde mai departe? Utilități și mediu? De Bârnărel, că gazele, țava de gaz metan, magistrala s-a înfipt în Bârnărel. Și Bârnărelul străzuiește Vatra Dornii. Nu? Cum? Bârnărel, așa, nu? Și dacă s-a înfipt în Bârnărel... Nu mai merge, mai încolo, am înțeles. Deci nu mai merge. Dar cuvântul tine spune Bârnărel, Bârnă, nu merge, adică da. Un arhaiz din copilărie. Trebuie bortilit muntele ăla. Dar nu, dar trebuie, la Bârnărel trebuie un sfrederel, știi, ca să merg. Atunci cine vine? Decât Mârzel. Da. Mârzel, și Mârzel care are viziune apocaliptice, așa, el vine, s-a mai instruit la București, nu i-a plăcut lui mult că acolo n-a hoteluri de 5 stele, trebuie să mănânci cu degetul mic ridicat, numai caviar. Omul vine de la place. Alea. Domnul meu, nu înțelegeți că lui Mârza nu-i place socialismul de caviar? El vrea socialismul chiolhan cu borcani, cu whisky, de coasc și cu gamelă și borcanel. Bem borcane de muștar de 2 kg, de 2 litri, mâncăm berbeș la proț și oaie în șaun, că doar stramoșul lui vin. Vă referiți la vremurile când președinte fiind se făceau cheaua alea, cum se le spune, la întâlnirile așa la Călinești. Mitul, așa spun legendele, că acolo erau chiolhanuri în acelea în care ființa umană se abrutiza atât de tare încât, încât oile erau regine, știi? Iar berbeci împărați în sensul abordării. Avem o imagine sugestivă a viitorului politic al PSD-ului. Da, fără mustață. Fără mustață, dar nu zbuiava. Asta e după vremea, un mare analist și un mare gânditor politic. Un sforar de duzină, după părerea mea. Un cocalar în politică care nu reușește decât să-și consolideze probabil propriul interes. Știi tu, întotdeauna sistemele acestea nu au evoluat, nu s-au perfecționat, am mai spus-o, decât cu perseverența lichelilor, a proteinei umane, decât cu perseverența nevertebratelor. V-am găsit și varianta cu mustață, maestre, ca să nu fii supărat. Da, deci, nu, asta mi-am uitat. Aia, uitați-vă. Fără perseverența nevertebratelor care au, știu eu, zi de zi, noapte de noapte au lucrat la temelia lumii, n-au evoluat. Deci, întotdeauna lichelele au știut să se retragă la timp, ca râma, și au știut să iasă la timp, ca râma. Deci, nevertebratele, din la ploaie, au folosit terenul adversarului și mijloacele naturii. Deci au avut răbdare să aștepte. Eu așa am auzit, Cătălin Nichifor este cumplit de deziluzionat, acum e speriat și de boala domniei sale. A avut o problemă de sănătate. E o problemă de sănătate. Da, vor să o recunoască, bine, nu. La urma urmei, eu îi ofer compasiune, pentru că un om bolnav în fața morții trăiește drame, mai ales în fața unor pericole iminente, trăiește drame existențiale pe care nu putem noi să le povestim decât dacă trecem prin asemenea situație sau dacă am trecut prin asemenea situație, dar să găsim și liniște necesară și cuvintele care să nu doară, să nu ucidă și să nu știu eu, să creeze alte răni inutile, dar vezi tu că hienele bătrâne necrofage nu țin cont de asta. Ele, chiar dacă au mâncat 5 căprioare, o mănâncă și pe masa.
dacă e rănită și miroase a sânge. Deci ele nu contează. Instinctul lor de prădător rapace, de fiare carnivore, de, știu eu, de carnasiere în alea lipsite de orice fel de ele n-au milă. Am văzut odată într-un documentar cum hiena necrofagă, hiena în general, a smuls o căprioară, în fine, o erbivoră de asta, nu mai știu ce era, căprioară sau nu, făta, așa cum fată în general, a smuls în viteza fătul, a smuls fătul nici încă neeliminată pe trei sferturi reșit. Deci l-a luat și a dispărut. Așa sunt hienile politice necrofage. Să nu crezi vreodată că Gavrilă Mârza la Poiana Stampe când a spus muretro, iertați, mă, sunt bătrân, bătrâne, ani nu știu bine cum m-au petrecut. Mai știind o fată, mai iubind o carte, în zădărnișii timpul mut. Mă retrag, lăsați-mă să mor pe prinspa casei. Niciodată au simțit miros de moarte, maestre, de slăbiciune și atacă în triunghi. Dar ăsta e triunghi? Adică l-aș fi văzut, spre exemplu, atacând, nu știu, pe un politician de la Fălticeni. L-aș fi văzut. Dumnezeu, sau pe cel de la Zbor ăștia. Sau pe... Adică nu atacând. Nu suspectez niciodată de lipsă de inteligență pe Virginia Iordache. Deci nu suspectez de așa ceva. Și nici de instinct politic. Că are instinct politic. Știi că el la un moment dat a cochetat pentru a supraviețui politic. A cochetat cu toți. Cu toată lumea. Cochetat. Bun, Burgheaua este, știi, un clevetitor de duzină, de cea mai joasă speță. Burgheaua e un cocalar, să-i spunem, în deale politice. Adică un clevetitor din asta, un intrigant de culise, care, să spunem, ar ridica, adică ar îmbrăca haina, știu eu, clevetirii și scenariilor acestea într-o oareșce dorință de a supraviețui. Că aici vorbim doar de interese, doar de interese. Cu excepția lui Virginel, nimeni n-a făcut nimic. Deci n-a făcut nimeni nimic, nici pentru județ, nici pentru comunile sau zonele care i-au dat lumii. Să-mi spui ce a făcut Mârza pentru Cașvana, să-mi spui ce a făcut Burgheaua pentru turism. Deci, pentru turism. El l-a parcat și la centrul ăla economic Bucovina, vreo 4 ani a stat acolo și a... Știi că el a fost acolo șef la centrul economic Bucovina pe timpul lui domnul președinte Flutur, domnul meu, și a mâncat pâine. Pe timpul domnului președinte Flutur, Gheorghe, da? Burgheaua a fost la centrul economic Bucovina șef, paznic de noapte, paznic de zi, paznic de noapte, manager și tot ce era el. Și și-a conservat fiara politică din el. A fost hrănită bugetar, și-a luat bănuțul, și-a cultivat vechimea și acolo a rezistat. Tot a promis că el va veni în nou partid. Aha. Și n-a mai venit. Că a venit Valo, USL din 2012. Da. Și a ajuns șef al turismului. Da. Mă rog, al centrului. N-a știut care... asta? Nu. N-a știut că trebuie să recunosc că nu. La centrul economic Bucovina, așa cum schema el atunci. Adică eu nu mă gândeam că în afară de paznic acolo mai era cineva. Trebuie să recunosc. El era de toate. Ah. Deci manager și paznic și vizionar și paznic de zi și paznic de noapte și tot ce se putea exista era toate într-un singur. Erau 7 într-unul. Aha, aha. Deci a depășit solubilă, ca să spun așa. Adică e ca o fatalitate revoltătoare la urmă. Domnule, au trecut 27 de ani și tot cu cocălari din epoca lui Ceaușescu. Adică dumneavoastră vreți să-mi spuneți cu oameni care n-au făcut altceva decât PSD-ul vrea să se rebranduiască cu acești trei personaje. Nu să se rebranduiască, ei caută o alternativă. Donțu este izolat, oarecum izolat, și pe Fălticeni de către domnul așa nu-i să nu-i rostesc numele, da, că am înțeles că este tabu. La Suceava trăiește, știu, într-un cocon. Deci ce încercați ziua de dimineață, băi, frate? Băi, deși îmi străcați ziua de dimineață. Candidează la Băietul. Băie, deși și v-am făcut. Băie, sunt imagini care mă pot afecta puternic emoțional. Putem să le dăm da? Și să știi că oricât ai fi de entuziasmat, oricât ai fi de puternic, de optimist, nu poți să negi că PSD-ul la nivel administrativ, la nivel de județ, are niște probleme colosale. Dar pentru asta probabil dosarul penal, ai citit rechizitoriu, da? L-am primit și noi pe redacție. Deci rechizitoriul acela de la DNA.
cât o fi acolo, mie mi se par sume simbolice la cât bani s-au manipulat în Bucovina și la câte interese și la câte milioane de euro. Dar da, fine, știți cum e, contează fapta, nu neapărat. Da, la urma urmei, ca să folosesc și eu aceeași comparație, Al Capone a fost închis pentru evaziune fiscală și nu pentru crime, o sumedenie de asasinate atroce. Pentru sute de asasinate. Da. Sute, sumedenii, poate chiar mii, știi, poate că într-adevăr, chiar mii, că răfuieli între bandele lor. Nu spuneam de sute făcute de el personal, nu de bandele lui, de oamenii lui, de el. Și de oamenii lui și de el și oricum vinovat și cu moral pistolul, de celelalte, cu pistolul de argint. Sau ordonate de el. Cu pistolul de argint, știi? Da, cu pistolul de argint și ordonate de el, ordonate, adică autor moral a multora dintre acestea. Groapa ecologică de pe Mestre Căniș este o problemă care va exploda în curând. Va veni și de care ei nu sunt străini. Nea Gavril, noi străim, nu-i pentru străim, că el pe Nea Gavril, de la Nea Gavril a pornit tot. În 2007. Iar Cătălin Nichifor atunci am impresia că era șef de cabinet, dacă nu mă înșel. Credeți că în calitate de consultant, spre exemplu, Maria de la Dolhasca îl va lua consultant pe Gavril Mârza vis-a-vis de referendumul pe care cu oraș, comună, comună, oraș? Maria, săraca. Ce nu, da, pentru că a fost acolo, a fost un acest duet, practic, a făcut posibil ca Dolhasca și multe altele să ajungă orașe. Deci îl va lua adică ca și consultantul la acest referendum. Hai să fim serioși, că eu mi-amintesc de atunci și cu Milișeuțu, cu domnul Trotovarele și Dolhasca. A fost ordinul lui Cozmâncă, iar Cozmâncă stăpânea Suceava așa cum stăpânește vechilul Moșia. Deci nimeni din Suceava Mârza nu-și permitea atunci să îi se opună lui Cozmâncă. Și apoi oamenii aceștia, dragul meu, nu au coloană vertebrală. Ei nici nu s-au opus vreodată pentru că nu i-a interesat ce se întâmplă în jurul lor. S-au interesat doar de salvarea propriilor familii, persoane, îmbogățirea până dincolo de barbarie și de abrutizarea, dincolo de limitele scriitorilor de anticipație. De la terenuri sute de mii de hectare, sute de hectare, bani, clădiri, apartamente, orașe, străzi, comune și așa mai departe. Și cum spuneam și la începutul emisiunii noastre, zi de zi, narcoticul puterii, picurat în ureche, i-a dezumanizat, i-a abutizat și a transformat în niște mecanisme carnasiere și atâta tot. Vă văd foarte calm și nu știam sursa calmului dumneavoastră, uitându-mă în stânga dumneavoastră, am găsit e sursa. E ea. E ea. E de o frumusețe seducătoare, eu admir. Ece homo, ca să spun ea, așa. Ea este o ființă care se luptă pentru comunitatea ei în orice context. Cum, exploatează ca și luptători de gherilă terenul politic în care înnoată. Câteodată terenul ăsta e o mocirlă și mocirla, în mocirlă sunt și șerpi și crocodili și pericole foarte mari, dar dacă supraviețuiești și știi foarte bine să faci casă și cu crocodilul și cu șarpele și cu broasca răioasă și mai ales cu ca tot am vorbit de hienele necrofage și cu hiena necrofagă vicleană, reușești să supraviețuiești. Și dacă supraviețuiești, argumentul suprem pe care îl folosești, lozinca aceea golită de conținut, trădezi pe oricine, chiar și pe mamaia și pe tataia din mormânt și pe strămoșii mei, numai pentru binele comunității, să știi că vei avea câștig. De ce? Pentru că oamenii, din păcate, sunt atât de prost instruiți, atât de dezgustați și dezamăgiți și mulți dintre ei îndobitociți până la limitele aproape alarmante ale sălbăticiei, ale glisării în frontiera animalului, încât e prea târziu, mon șef. E prea târziu să se mai poată face ceva. Pentru că suntem în zona, spuneam, la Dolhasca. Asta vreau să spun, suntem în zona Dolhasca. Și acolo e o întrebare, ce se va întâmpla, pentru că orașul Dolhasca avea deja din cartierul Gulea orchestra simfonică, pe care o vedem aici în imagine. Ce se va întâmpla, practic, nu? E o întrebare cu această, nu? Da. Te referi că oamenii ăștia nu vor mai avea canalizare și vor avea latrină în fundul grădinii? Sau da, puteți întoarcem. Da. Câteodată efectele perverse ale timpului, știi, ne întoarcem, știi, involuăm. Adică roata s-a învârtit. S-a învârtit roata. Și roata și pătrată
tot s-a mai învârt odată. Ai grijă, la 4 ani. Ai grijă. Ai grijă, Manole. Ai grijă, Manole. Ai grijă. Și roata și patra tot s-a mai învârt odată, ai n-auzi. În pagina a doua din monitorul, ca să dăm și câteva titluri, Spitalul de Urgență Suceava nu are doctor care să consulte tinerii la recrutarea în caz de război și se întrebarea este firească, pregătiri pentru ce? Spitalul de urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava a refuzat solicitarea Centrului Militar Județean de a desemna medici de medicină generală, primari și specialiști și psihologi pentru a asigura activitatea din punct de vedere medical la recrutarea tinerilor în caz de stare de asediu, mobilizare și stare de război. Directorul medical al spitalului, domnul dr. Tiberius Vrădățan, a declarat că instituția este în imposibilitatea de a se face cererea armatei, deoarece nu are printre angajați medici de familie, iar psihologii sunt doar 4 și aceștia sunt supra-specializați în oncologie, psihiatrie, boli infecțioase și neurologice consecutive accidentelor vasculare. În ce privește posibilitatea de efectuare analizelor medicale pentru tineri incorporați pentru război, doctorul Brădățan spune că spitalul nu are laborator propriu, analizele fiind făcute doar pentru pacienți de o firmă privată, de profil cu care spitalul are contract, consultațiile sunt realizate în ambulatoriu integrat al spitalului, de asemenea pe baza unui contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. În vara anului trecut și medicii de familie sucevești au declinat competența de a întocmi tabele cu tineri incorporabili între 18 și 35 de ani înregistrați cu afecțiuni medicale incompatibile cu efectuarea serviciului militar. Despre ce vorba mai este tot așa? Nu știu, eu cred că doctorul Brădățan Tiberius s-o tras pe nas. Nu, pentru că e îngrijorător, adică auzi povestea asta la modul cum e pus astăzi. În campanie electorală vorbești de război așa din senin, de tineri, de recrutări, când știm că asta este o termă foarte sensibilă. Extrem de sensibilă. Eu cred că este rodul unei pierderi temporare de luciditate. Cel ca medic trebuie să știe cum se numește această chestiune în termenii cei mai umani, acceptabili. Dacă domnia s-a atras pe nas iarbă sau altă chimie, alte prafuri... Vă iarbă, spuneți cazon. Nu știu ce. Dacă numai un om care își pierde total luciditatea în contextul în care sunt un miliard de alte probleme pentru Suceava și pentru spitalul ăsta, tu vorbești de incorporare. Mi se pare o temă inutilă, aproape delirantă, care vine dintr-o minte care a îngenunchiat temporar în fața unor atacuri chimice, știi? Adică unui creier sedat. Nu văd logica. Vine din se, tu vorbești de, când nu vorbești în Consiliul Național de Apărare a Țării, se vorbește, dar foarte discret, în contextul în care noi, Suceava, nu suntem insulă în Pacific. Noi, când vorbim de război, vorbim de un guvern, de o țară, de un parlament, de un președinte, nu facem noi legile la Suceava și Suceava are guvernul ei și intră în război cu Ucraina când vrea ea, cu Rusia când vrea ea și așa mai departe. Suceava nu e un apendice a unui imperiu. Suceava face parte deocamdată din țara aceasta, nu? Sacralitatea acestor frontiere. Cum poți să vii tu mie acum, mai ales în contextul în care ești candidatul PSD-ului, cu asemenea aberație, cu asemenea tâmpenie fără margini, cu asemenea imbecilitate dusă în extrem. Cum poți să spui tu acum din senin? Astea-s temele zilei. Mâine, doctore, mă, dă o dracului de treabă, mă, astea-s temele zilei. Cu asta se luptă Suceava acum? Cu războiul? Care război, domnule? Cu ce fantome? Cu ce fantasme? Cu ce obsesii te îmbraci tu să spui că dintr-o dată spitalul din Suceava n-are doctor să consulte tineri în eventualitatea unei plecări la război? Mi se pare cea mai mare gafă pe care o putea face un individ un individ de talia lui, lucid, cu minte, discret, știu eu, chiar elegant, seducător de multe ori în abordări politice în acest moment. Știi ce a făcut doctorul acum? A dat cu copita în tot ceea ce a construit până acum, în ceea ce îl privește pe el ca om politic, cu asemenea abordare absolut halucinantă, de necrezut. Într-adevăr, de necrezut abordarea și titlul e, într-adevăr... Că e ruptă din contextul național, că când vorbim de război, vorbim de context național, în primul rând din asta. Se vorbește undeva în această scumpă patrie, în acest moment, la nivel național, la nivel instituțional, de Ministerul Apărării, de Ministerul de Interne, de Președinție, de Guvern, de Parlament, se vorbește măcar în șoaptă sau despre război? Deci, războiul este o chestiune de țară, de guvern și de context geopolitic și nu de Spitalul Județean Suceava. Doctore, ce naiba? Bați câmpii, ai luat o razna, ce cu tine?
Cum poți să vorbești așa, rupt de contextul național? Că nu e o temă națională. Războiul este temă națională, nu este tema umorilor tale politice sau dezamăgirilor tale județene în politica PSD-istă. Corect. E un subiect sensibil, din păcate, doctorul Brățan, exact. O tânără speranță a abordat foarte, foarte rău acest subiect. Din păcate, nu era momentul, nu era, n-avea pentru ce, n-avea de ce abordat subiectul ăsta. E o tâmpenie fără margine, și-a călcat singur pe degete, cum așa a reușit. Și-a dat cu bărdița pe singur, și-a dat cu bărdița și peste degete, și peste mâini, și peste picioare, și peste, și peste știu eu, viitorul politic cu asemenea abordare. Compasiune, îmi pare rău, la colegiul medicilor, nefericită și halucinantă. La colegiul medicilor sunt ceva rezultate de la referitoare la alegerile pentru colegiul medicilor. Monitorul pagina a doua, doamna doctor Badrajan și doctorul Hâncu, cele mai multe voturi la alegere pentru colegiul medicilor. Luni 21 martie se vor alege președintele, vicepreședinte și secretarul general acestei organizații profesionale a medicilor. E o întreagă listă aici cu cei care vor face parte din acest colegiu al medicilor. Cele mai multe voturi, e foarte adevărat, le-a obținut doamna Badrajan, medic primar medicină de familie, și domnul doctor Hâncu, 158 de voturi au obținut domniile lor. La președinția colegiului medicilor candidează doctorul Hâncu. Rezultatul cel de-al doilea tur alegerilor pentru desemnarea conducerii care a avut loc în zilele 13 și 14 urmează a fi validat de conducerea centrală, iar luni 21 martie, în prima întâlnire a noului Consiliu Județean al Colegiului Medicilor, va fi aleși președintele și cei doi vicepreședinți și secretarul general. Până acum Șau i-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat președintele și secretarul general din perioada 2012-2016, respectiv medicii Sorin Hâncu și Irina Badrajan, pentru, în ordine, pentru președinte și secretar general. Vă rog, maestre. Declarația aceasta este cu atât mai aberantă, cu atât mai halucinantă și cu atât mai stranie, cu cât știi foarte bine că Spitalul Județean Suceava zilele acestea a fost, știu eu, subiectul unor știri naționale pe toate televiziunile și pe toate, în toate cotidienile, cu acei doi copii care au murit în urma invadărilor de către o bacterie. Asta întorcându-ne înapoi la Tiberius Brădățan. La el m-am referit. În contextul în care tu la nivel național, ca spital județean, ca parte din acest trup, ești cunoscut, vii cu această diversiune macabră. Și calitatea domniei sale, domniei sale în cadrul administrației spitalului, de la este de director medical, asta e ceea ce trebuie spus. Și asta, dacă venea de la Neatiti, era o problemă. Știi că Neatiti cu subiectele astea senzaționale. Mă referi la instituția prefectului? La instituția prefectului, care la urma urmii este, nu, instituția guvernului în teritoriu. Nu, este paznicul guvernului în teritoriu. Neatite a zis de treaba cu așa. Nu Neatite. Bă, dacă erau coroborate, poate erau teme comune. Poate... Deci când vii tu la nivel național vorbești de... Bun, poate e exagerat, dar se vorbește despre asta, tu vii și îmi spui, este de necrezut. Eu cred că nu sunt la camera ascunsă, cred că nu este o făcătură de presă, dar este cea mai mare și cea mai nefericită abordare și cred eu cea mai crunt imbecilă care a fost abordată în ultimul timp. Da, din păcate pentru Tiberius Brădățan a călcat strâmb, cel puțin, ca să ne referim, a gafat. Gafat colosal, domnule, fără margini, și călcat strâmb, calci strâmb când pagina îi spui a patra din, babă unei mamaie, știi, unei mamaie, ce să vorbim. Pagina a patra din Monitorul, o știre din zona direcției Silvice, o zonă care vă place foarte tare, maestre, și n-am rezistat să nu vorbim despre această zonă. Peste 7,3 milioane de arbori vor fi plantați anul acesta în pădurile Sucevei. Este luna pădurii, această lună martie, maestre. Programul de regenerare a pădurilor administrate de Direcția Silvică Suceava cuprinde o suprafață de 2000 de hectare, puieții necesari fiind produși în pepinierile proprii. Silvicultura ca profesie și vocație, dar și iubirea, respectul pentru pădure manifestate în general de toți cei trăitori în Bucovina, sunt realități incontestabile ce se bazează pe tradiții valoroase și respectate din generație în generație, apreciază Sorin Ciobanu, șeful Direcției Silvice Suceava, care administrează cel mai întins și valoros fond forestier din țară. Știți care a fost primul autor al împăduririlor, al primei împăduriri artificiale în anul de grație 1497, e vorba de Étienne le Grand, cum ar spune francezii, Ștefan cel Mare.
autorul primei împăduriri artificiale în anul de grație 1497. La ce eu mai fi folosit? La ce eu folosit lui, nu știu. Nu știu, da? La ce folosit lui, dar era atâta pădure atunci când cât trebuia, efectiv trebuia tăiată ca să faci loc terenurilor pentru cereale, nu? Știți paradoxul? Porumbul, porumbul fost adus din America de Columb, după Columbei, înainte, după 100 și ceva de ani după Ștefan. Discutăm... În fine, 1592, în fine. O zonă împădurită a județului Suceava este exploatată doar în proporție, spuneam la un moment dat, nu de 11 sau 15% ceva de genul ăsta, adică pentru că restul n-au căi de acces. Discutam o dată despre așa ceva. Se fac împăduriri, e vorba de 2000 de hectare. Ceea ce vedem noi, spuneam la un moment dat, am văzut mergând spre gura humorului, doar ca să fie cea mai apropiată destinație, treci prin Păltinoasa și undeva în dreapta vezi deja goliciune, pentru că de acolo au dispărut copașii. Peste tot au dispărut, nu numai de acolo. Acolo pentru că e la șosea sau la drum național sau drum județean. Dar copacii, rostul lor este să dispară, nu să apară. Asta e ideea, nu? Copacii, rostul lor este să fie exploatați bun. Acum n-aș vrea să discutăm despre asta, îți dai seama că e greu dacă nu suntem pregătiți să abordăm subiectul. Într-adevăr, s-au făcut sute de abuzuri, mii de abuzuri, s-au ras păduri, adică s-au tăiat păduri la nivelul ras peste nu tot. Chiar. Aici este o pădure, este o pădure mai mult o lizieră de foioase și nu de rășinoase. Este o pădure din asta de protecție. Nu e o pădure, cred eu că e într-o albie ceva, într-o lizieră de râu și niciun caz... Sugestivă e cioata. Da, sugestivă e cioata și toporul. Acolo e metaforă multă, dar nu chiar atât de dureroasă, pentru că e tânăr și în fine. S-au tăiat păduri la ras, s-au făcut sute de abuzuri, dar toate acestea, tot ce s-a făcut în toate abuzurile acestea care au însemnat miliarde de euro concretizate și au îmbogățit tot felul de aventurieri, milițieni, judecători, procurori și așa mai departe, toate acestea s-au făcut cu complicitatea instituțiilor statului român, cu complicitățile polițiștilor din comunele respective. Să-ți dau doar un singur exemplu. Vă rog. Ca să exploatezi pădure în zona Moldovița, Vatra Moldoviței, Argel, nu ai cum să teleportezi copaci decât trecând prin localitatea Moldovița. Deci n-ai cum. Iar miliția în localitatea Moldovița este cu zidul clădirii sale exact pe drumul care, pe care trec întregi tiruri din astea pline de arbori. N-ați priceput. Ei au telefoane care sunt legate la alte telefoane și știu exact care mașină. În momentul ăla erau la masă, erau în familie, erau la cină, erau în delegație la oraș și nu s-a putut face lucrul ăsta. Deci vreau să spun că aceste abuzuri s-au făcut întotdeauna cu complicitatea întregului sistem, cu oameni din sistemul poliției, serviciilor secrete, justiției, și când am spus justiție mă refer și la parchete și la cei care au dat sentințe de împroprietărire sau de retrocedare în baza unor hârtii. Cazul acesta este urlător la cer, nu strigător la cer. Un caz în care s-a retrocedat acolo spre unii satul ăsta care a luat muzeul în aer liber. Ciocănești. În zona Ciocănești s-au retrocedat 10.000 de hectare de pădure în baza unui mâzgâlel pe diagonală a unei servitoare care chipurile a fost servitoare și ala a ținut loc de testament. 10.000 de hectare de pădure seculară pe o hârtiuță A4, scris niște chestiuni prin 1900 în perioada interbelică, las moșteniriții Dorel Guliciuc 20.000 de hectare de pădure. Domnule, da, ce scrie acolo? În zona nu știu care și nu știu cum, și acela a fost documentul singurul document care a stat la baza retrocedării a 10.000 de hectare de pădure unei foste servitoare.
care a venit și a revindicat. Iar ție, dacă îți cere acum să îți reîntregești patrimoniul confiscat acum sau de-a lungul timpului până acum confiscat de călăii bolșevici în anii 50, îți trebuie 20.000 de martori, 20.000 de dovezi. Corect. Când corect. Justiția vrea să facă lucrul ăsta, face chiar și o asemenea atrocitate fără margini, care nu este altceva decât o caricatură hidoasă a ideii de justiție, știi? Maestre, am văzut-o, o știu despre ce este vorba și nu exagerez deloc. Publicitate, dragii mei, ne reîntoarcem, mai discutăm, o să vedeți că instituția prefectului veghează. La ce? După publicitate vă spun. La bacterii. Da, suntem din nou împreună. Spuneam înainte de publicitate că vom discuta despre ce se întâmplă, doctore, la instituția prefectului. În sensul ce se întâmplă la instituția prefectului, adică la ce veghează în perioada aceasta instituția prefectului. Cum adică? A început, ne spune presa în pagina 5, monitorul în pagina 5, subtitlul detalii, prefectura Suceava a început pregătirile pentru organizarea alegerilor locale de anul acesta. Prefectura județului Suceava și prefectul Constantin Harasim a avut ieri o întâlnire cu reprezentantul autorității teritoriale electorale permanente, pardon, Ovidiu Constantin Budnariu, pentru a discuta detalii cu privire la modul de organizare și desfășurare a alegerilor locale din data de 5 iunie. Constantin Harasim a arătat că în momentul de față este asigurată resursa umană pentru corpul experților electoral, din care vor fi desemnați președinții și locuitorii acestora în birourile electorale ale secțiilor de votare, cât și pentru operatorii de calculator care vor fi prezenți în ziua votului în fiecare secție în vederea verificării prin mijloace electronice a legalității exercitării dreptului de vot. Harasim a precizat că în prezent autoritatea electorală și primarii din județ realizează actualizarea registrului electoral, în baza căreia vor fi întocmite listele electorale permanente. Deci alegerile pot să vină. Prietenul dumneavoastră, instituția prefectului însăși, Constantin Harasim, veghează, maestre, ca lucrurile să fie, din punct de vedere legal, evident, în regulă. Eu am crezut că ne-ai spus că instituția prefectului are nevoie de un medic, am crezut că ești foarte dur. Nu. Deci, nu instituția prefectului are nevoie de medici sau diagnostice, da? Nu, am spus doar că e pe principiu ce se întâmplă, dacă se întâmplă ceva la instituție. Nu, s-a fi întâmplat ceva pe acolo și Nu, din fericire, la neatinte acolo poate... Nu, e în regulă acolo, e în regulă. Bacterii, sunt sub control, maestre, adică asta vreau să vă spun. Chiar sunt sub control, sunt controlate, sunt verificate, paraverificate. Uite, un titlu interesant aici și ar trebui să discutăm poate un pic. Venim din acea zonă, vorbesc de timp, maestre. Și poate trebuie să-i dăm celui pe care eu îl propun să-l discutăm, să-i dăm măcar un pic de atenție. În pagina 8 din monitorul de Suceava, subtitlul Destin, e un articol foarte interesant despre Lorin Avădanei. Lorin? Da, îmi aducem aminte. Da. Ai prins perioada aceea? Sigur, probabil noi sigur, am prins perioada aceea. Cum să nu, vorbim de un mare jucător, un destin, din păcate, mai puțin fericit pentru el, și vorbește articolul. Am avut aseară, am avut printul și l-am citit, pentru că era interesant, chiar era interesant, vine undeva din zona noastră. Cașuba, nu? L-ai memorat odată, l-ai menționat. Da, era un lot foarte bun atunci. Iliuță. Iliuță, da, Gafencu. A fost un lot atunci foarte bun, un lot Cristescu, mai erau. Dârman, cred că era pe la, dacă nu mă înșel, mi-aduc aminte așa ceva, venit de pe la București, Dârman, dacă nu. Deci era un lot foarte bun și cu un Lorin Avădanei pe atunci, tunarul, cel care, spun el la un moment dat în articol, care a fost convocat de Lucescu la Națională pe când activa la Suceava în Liga a doua, n-a ajuns să fie, să joace, pentru că a avut un conflict cu Rădulescu, cu Mircea Rădulescu, un Mircea Rădulescu care i-a, să spunem, barat viitorul și posibilitatea de a ajunge la Universitatea Craiova. Care și-a bătut joc de mulți fotbaliști. A fugit din țară în 89, în vara lui 89, spunea Lorin, a ajuns prin Grecia, a jucat un picuț în Austria pe la o echipă din Viena, după aia de câțiva ani de zile s-a stabilizat și este un bărbat cu minte, să spunem așa, și atunci când spunem Lorin, spunem și de ce cu minte, pentru că el era un rebel, da, un conformist, un bărbat cu minte, 60 de ani, nu? 60 de ani, da, da, trebuie să fie pe aici Lorin.
pe undeva, spuneam, un bărbat de 60 de ani care se ocupă în continuare de fotbal, de pregătit copii și asta la Paris, acolo s-a retras, acolo trăiește, spuneam, deja de un deceniu. L-am pomenit pentru că merita să fie pomenit Lorin. Cine a scris materialul? Gabriel Toderașcu, nu? Da. Curios, adică știu așa din senin sau cum? Nu știu, nu știu. Cum. Chiar nu știu. Asta știu că noi la un moment dat chiar am pomenit săptămâna trecută, mai cred că l-am inspirat săptămâna trecută, că am vorbit despre fotbal, chiar și de Lunina, bă, Dani, a spus de Tunaru. Era dat Tunaru. Cu mine, cred că la Florin, cred la Florin ai vorbit de Cașuba de la Vatradon. Spunea de cum într-un meci la Bistrița cu o lovitură a trăsnit trei, au picat jos, știi, că l-a lovit pe unul și l-a dat mai dobărât doi dintr-un zid, era vorba de lovitură liberă și mă rog, de forța loviturii, că nu degeaba era Tunaru, da. Asta se întâmplă, da, astea sunt destine de roman câteodată și cred că și aici s-ar putea scrie un roman serios, nu numai era interesant pentru că e o zonă care venim și noi și care a provocat care venim și noi fotbalul, da. La îndemâna tuturor, oamenii sunt actiați după mituri, mai ales cei nostalgici, mai ales că știu eu, persoanele acestea, cum a fost Lorin, sunt împotriva valului întotdeauna. Au fost cele care au făcut multă gălăgie, cele care au rupt ritmul, celor care au țipat, care au urlat împotriva regulilor dezumanizante, nu neapărat regulilor în sensul de disciplină și regulamentelor care sunt peste tot în lume și în orice fel de orânduire, nu numai în perioada aceea. Da, eu mă bucur pentru că oamenii aceștia reușesc, sunt trist când cad în genunchi, pentru vezi, știi cum e, oamenii au memoria volatilă, nici nu interesează, ei se bucură de tine atât timp cât ești sigur. Viu și productiv. Și sunt nume mari care au fost, care au fost în zona asta sportului. Bălan, care... dacă îți mai amintești de la Steaua, s-a sinucis în sărăcie, da. Alcoolic la Baia Mare, s-a lăsat un mare prindeva pe acolo. Mulți alți fotbaliști au căzut în uitare, pradă alcoolului, pradă bolilor, pradă hoților, n-au putut gestiona foarte bine faptul că au urcat, au fost undeva în top, în vârf și de acolo au picat și picarea le-a fost cruntă, din păcate, spun. Au crezut că gloria sunt e eternă, uite că nu e chiar așa, știi? Da, gloria este efemeră. Am oameni în fotbal, mi-aduc aminte de nume grele, să spunem, la vremea respectivă, pe vremea când eram eu un copil, un adolescent, nume de genul, nu știu, Gherine, Căldăruș, profesorul Radu, care era stâlpul apărării, adică erau nume pe care la vremea respectivă, oameni care Neagu, merită conservați în memoria publică. Grosaru, mi-aduc aminte. Grosaru l-am văzut acum, el avea, uite, într-o fotografie, era cealaltă fotografie, se vedea foarte clar cine, adică se era, da, distinct. Da, erau câțiva care, mă rog, din păcate a trecut anul, ani au trecut peste tot și au intrat așa în uitare. În uitare însă a intrat, maestre, mai e un titlu interesant pe care, bineînțeles, o spune să-l discutăm un pic. În uitare a intrat și centura Sucevei pe prima pagină din Obiectiv. Teoretic, șoseaua de centura Sucevei poate fi terminată până la sfârșitul acestei veri, ni se spune. Expertiza tehnică privind lucrările realizate până în prezent, ce a mai rămas de executat și ce s-a degradat la șoseaua de centura municipiului Suceava, a fost terminată, astfel că urmează în cel mai scurt timp să fie începută lucrările de consolidare la corpul de drum ce a fost construit pe pământ de flori. După finalizarea acestei consolidări va fi deschisă procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor pentru sectoarele 1 și 2 ale variantei de ocolire a Sucevei. Autoritățile estimează ca până la sfârșitul verii 2016 să fie dată spre folosință această șosea. E un titlu, maestre. Aveți credința că se va întâmpla? Adică 2016 până la jumătate, până după alegeri se va, așa spune, la jumătate, la sfârșitul verii 2016, adică până, hai să-i spunem, septembrie. Să o gătim vara în septembrie. Ați fi gata? Eu sunt scepticul de pază al lumii. Nu pot să fie gata atâta timp cât ei n-au făcut în perioada lor de glorie, când au avut tot ce și-au dorit pe lumea asta nimic. Eu cred că scena politică suceveană și la nivel local și la nivel județean trebuie resetată total în ceea ce privește armatele acestea de impostori și de sinecuriști. Deci, impotența politică și administrativă a lui Cătălin Nichifor este strigătoare. Administrației PSD, da, până la urmă. Administrației PSD, păi la urmă urmei este și președintele PSD, dacă nu te superi, și președintele Consiliului Județean, nu mă supăr, și președintele PSD. Cu ce am greșit? Adică care nu, este? Nu, asta e istoria. Nu, asta e istoria, da.
este președinte PSD, este președinte Consiliului Județean și se vede pârjolul și deșertul din jur. Adică impotența lui politică și administrativă, politică poate nu, dar administrativă este limpede. Nu? Eu cred că trebuie trecute uitări. Un coșmar care trebuie rapid. Tot că vorbit probabil și astăzi și aseară, în general, și în general vorbim de instinctul de conservare colectiv. Deci trebuie uitat cât se poate de repede și trebuie resetat în sensul că trebuie pornit de acolo de unde a fost adusă în ruine. Adică trebuie dărâmate și ruinile peste care, știu eu, s-a așezat pârloaga și mizeria, curățat terenul și reconstruit acolo unde este invadată de pe cingine. În părțile care s-au conservat din inerție și nu din meritul lor, trebuie resuscitate și remotivate. Pentru că oamenii au intrat și în inerția mentală și în inerția geografică și mai ales în lehamete absolută. Este atâta lehamete că nu s-a întâmplat nimic și au intrat sub zodia aceea fatalității, când la un moment dat te gândești că chiar nu se mai întâmplă nimic, poate să vină 7000 de Mesia, încât le trebuie un șoc ca să se ducă de aici, să meargă mai departe. Maestre, o să rugăm colegii să pună sunt imagini, așa, un studiu comparat, așa, poate le vedem și pe le vedeți și dumneavoastră. Suntem un studiu comparat între Suceava, Germania, Ungaria, Austria, toate într-un mod trebuie comparat. Trebuie să fim foarte prudenți când ne comparăm cu Austria și Germania. Dar cu Ungaria când ne comparăm cu Ungaria, trebuie să fim furioși. Când ne comparăm cu Polonia, trebuie să fim furioși. În sensul că să fim furioși în sensul că aia cu 50-60 de ani înaintea noastră și noi rămânem înșurubați și navigăm așa orbi, fără busolă, în secolul ăsta, dar avem mândrie noi, domnul Dorel. Noi suntem mândri că suntem bucovineni, suntem mândri că suntem români, suntem mândri că suntem imbecili, suntem mândri că suntem fataliști, suntem mândri că suntem mioritici, suntem mândri că în secolul 21 trăim ca nevul mediu, suntem mândri că în România o autostradă, un kilometru de autostradă e de 3 ori mai scump ca la Paris, ca la Viena, ca la Berlin, ca la Londra sau ca în altă parte, zic în Maestre, ca și capitale noi, de țări. Apropo de distanță, așa, nu vi se pare suntem că mândri. Nu vi se pare că noi, spre exemplu, făcând referire la Polonia pe vremuri, nu există la Varșovia ca să-mi fac acolo, să-mi strâng armate, domnie și să vin să-mi iau tronul. Nu așa s-a întâmplat pe vremuri. Nu, bun, Polonia nu era și atunci distanță între ei și noi, ca și mare cultură, și eu, ca și cultură, sau cu cea cu Ungaria, dar care totuși a fost parte Polonia din Imperiul Austro-Ungar. Polonia s-a ridicat de ruine de nenumărate ori. Știi că s-a ridicat un mare popor. Nu moare când vor alții, știi? Nu mor caie când vor câinii. În general, un mare popor. Iar Polonia este un mare popor. Și o mai spun și o repet, din păcate, cu toată durerea din lume, nu mai suntem un popor. Din păcate suntem o populație, ca și cea de erbivore, care migrăm acolo unde nu este ghinii, oi n-auzi. Acolo unde Dinu Păturică din noi caută un ceva bun pentru el. Și asta, în primul rând, pentru că nu-i sancționăm pe ticăloși, nu sancționăm canaliile, nu-i sancționăm pe asasini, pe hoți, pe borfași, pe tâlhari. Din contră, le dăm circumstanțe atenuante și iertăm. Și asta mă refer la politicieni. Ticăloșia este o virtute, maestru. Da, toate ticăloșiile au devenit la creștinul care pupă icoane și creștin ortodox pe numai de vaoazilor, toate ticăloșiile au devenit virtuți. O răsturnare a valorilor care este mai mult decât alarmantă, este sinucigașă, distruge un neam, îl transformă din neam, din popor, în populație. Și atâta tot. Deci, din păcate, că revenim la județul nostru, așa este. Este inerția aceasta care, pur și simplu, mă întreb mereu, știi câteodată, mă, electoratul, eu înțeleg că ești nostalgic. Mă refer la electoratul PSD, care în procent de 80% între 55 și 80 sau 100 de ani. Dom'le, nu mai refuza să fii orb. Nu mai refuză să mai fii orb, să fii surd. Refuză să fii autist. Nu încerca să găsești circumstanțe atenuante călăului, pentru călău tu nu ești decât un accesoriu, cum este ciorapul sau cum este o foaie de hârtie. După ce am zgâlit-o, după ce
ce a profanat o aruncă la gunoi. După ce nu mai este utilă, bună de nimic, la fel mai departe, refuză să fie carne de tun. Nu vor. Autismul acesta, na, e o boală care face ravage pe anumite paliere și probabil și justificat. Nu mai ai nici energia, nu mai ai nici speranțele și nu mai ai nici motivația respectiv. Deci se simte din cer de data aceasta, se simte din cer și din cer, adică de departe se simte, se vede o dorință încrâncenată, tăcută, surdă, din aia așa care vibrează, vuiește, cum spunem noi moldoveni, știi, huruiește așa, hurui în adâncuri, vuiește de schimbare radicală. Deci rămânem din păcate din ce în ce mai în urmă. Te rog și spun cu toată sinceritatea, pentru că am lucrat 2 ani la Botoșan la televiziune și am bătut județul ăsta în lung și în lat, ăla, vecinul nostru. Ne iau! Ne ia și Botoșanul ca municipiu. Ne iau și comunele de acolo, din păcate. Cornișa. Rămânem doar cu mândria de bucovineni și cu bundița de jder de 30 de milioane. Domnul Manole. Mă înțelegeți? Portariu, că am văzut la Botoșani, că tot ne vedem, nu, acolo, domnule, deja promovează Cornișa. Sau... Cornișa, știi cum e cu proiectul ăla? E proiectul pe care l-a moștenit de la Flutu și n-a avut ce face, din contră, de la Cătălin Flutu. Dar acum se gudură. Domnule, n-a avut ce face în sensul... Știți ce a făcut el în campanie? O zis că banii de la Cornișați, banii europeni... Băiatul ăla, primului loc de muncă a fost ca primar. Mă înțelegi, da? Înțeles, la 33 de ani, primul lui loc de muncă era băiatul lui Tăticu, era ca primar. El a zis că se duce și ei în campania electorală Cornișa, e banii și li dă la pensionari. Știi problema, da? Da, da. Li dă la pensionari și li faci și revelioanii. Li dă bani la pensionari. Erau bani europeni din proiect european. Omul era cuprins de imbecilitate cruntă. Vreau să știi? Vă spun că cadea, știu... Adică n-avea nicio treabă cu realitatea. Îmi dau seama de unde aveți atâta plăcere, atâta pasiune când vorbiți de bundița dăjder bucovineană. Cu asta am rămas. Pentru că am o imagine absolut fabuloasă. E pentru dumneavoastră. Uite bundița, dar doamna cred că... Aveți acolo, în dreapta dumneavoastră. Domnul Manole, în dreapta dumneavoastră e mai ușor. Este la Bruxelles. Da, este la Bruxelles acum. Este la Bruxelles cu femeile deci de afaceri, din cauza Grappini. S-a dus la doamna Grappini, da. Le-a chemat doamna Grappini și s-a pozat frumos, dar am mai descoperit la doamna aceasta care reprezintă IMM-urile pe propria ei pagină, chiar și când își face reclamă propriei sale afaceri, 7 milioane de greșeli de ortografie. Femeia asta, Grappini, este profesor universitar, doctor în univers față de domnia sa. Este incredibil. Deci de 2 ani de zile cred că am făcut atâtea greșeli gramaticale cât n-ar face 7 divizii de copii analfabeți în întreaga România. Știi? Dar în fine, chiar și când vorbești cu o cruzime fără margini despre propria ta afacere, știi, nu dăm nume. Da, se vorbește acolo pensiunea nu știu care și după aceea vezi 1, 2, 3, 10, 9, 15 greșeli gramaticale catastrofale și nu odată, în fiecare zi, de zeci de ori pe zi. Este incredibil. Da. Dar din alea, știi, de troglodiți, adică de pigmei, nu greșeli gramaticale făcute din grabă sau vorba doamnei Grappini, din săltatul mașinilor, știi? Cu asta am rămas, din păcate, domnule Dorel. Asta îi trebuie, Bucovinei îi trebuie motivație să renască. Bucovinei îi trebuie lider. Bucovinei îi trebuie proiecte. Bucovinei, județului Suceava în general, îi trebuie o resetare pe mental. Pentru că a intrat într-o zonă în care nu-i mai interesează nici pe primar nimic, nu-i mai motivează nimic, nu vor, cu excepții, evident, cu excepții care de altfel confirmă regula, pentru că așa e jocul, și intră într-o inerție în aia, fie ce-o fi, ori așa, ori așa, o merge mai departe, lăsăm ziua de mâine să decize. Asta este sinucidere curată pe termen lung. Trebuie să avem proiecte în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare an și în fiecare deceniu. Mereu proiecte, mereu proiecte, dacă vrem să ieșim din această mocirlă. Dacă nu, rămânem ancorați în nostalgiile noastre preistorice și rămânem mereu cu bundița și cu degetul și cu mâna în grindă, cu rachiul de suman și cu aplecările astea mioritice și fraticidii neandertalienii de peșteră. Asta rămânem. Și cu asta convețuim și cu asta ne lăudăm și ne mândrim, cum se spune. Știi că toate nenorocirile din lume au devenit pretexte de mândrie națională sau de mândrie județeană. De altfel, am fost zile trecute prin clădirea prefecturii și cred că mă duc și mâine, nu știu dacă o să țină cineva conferință de presă. N-ai cum.
Când știi că un individ, eminența cenușie, este atât de gregară, e un individ neandertalian care conduce destinele acestui județ. Deci este nu o crimă, este un atentat monstruos împotriva unui mit care este Bucovina și împotriva unui județ. Individul ăla, adică acela practic, care... practic orice zi aflată în fruntea instituției pentru domnia sa e un câștig și pentru județ o pierdere. Eu când m-am referit la individul care îl înlocuiește acum pe Cătălin Nichifo, știi, nu? A, da? Este un individ la ras în cap, care cu băta mână și cu țigară în gură. Dar el este cel care îl înlocuiește? Păi da, el îi conduce tot acolo. Până spuneați, Gabriel Mârza se pregătește pentru... Nu, domnule, Gabriel Mârza e deputat. Pentru viitor se pregătește. Gabriel Mârza vrea și el un loc pe lista de Consiliul Județean, după aceea se ocupă el din restul ca să ajungă undeva mai sus în Consiliu. Să pricepe, am mai dat dovadă că se pricepe. Eu vorbesc de Consiliul Județean ca instituție. Eu de asta vorbesc, nu de Micu Berea. Acolo-i da, da. Nu dau nume, Micu Berea, Micu Călău, debarasatorul de cadavre al mafiei. Ăla conduce județul Suceava. Cum să se salveze de la moarte județul acesta când un individ ca ăla trage, este eminență cenușie? Ăla nu poate să fie altceva, în cel mai rău caz, paznic de bordel. În cel mai rău caz, gorilă la bordel poate să fie. Sau la proxenet de pe via Salaria. În niciun caz să aibă reprezentativitate, să aibă viziune, onoare și mai ales notorietate. Cum? Să pui un paznic de bordel care ar fi cel mai înalt, știu eu, podium la care poate aspira în viață, să-l faci eminența cenușie a unui județ. Nu e o profanare? Nu e o blasfemie? Nu e o mizerie fără margini? Nu e o sinucidere? Ba da. Sau proxenet de târfe bolnave pe via Salaria. Ăla ar fi, cred că, cea mai înaltă poziție pe care ar trebui să o ocupe conform competențelor. Apropo de asta zic eu, o barbarie și o impietate. Apropo de... Da, uite ce fotografie apropo frumoasă. Apropo de cum salvați Bucovina prin băta neandertală și prin țigara de autorități suverană. Și ce fac autoritățile, văd o știre aici care ar trebui într-un fel așa să ne miște un picuț. Zice, captură de 4.000 de pachete de țigări reținute la Brodina cu focuri de armă. 4.000 de pachete îi bașca, îi nica. E ceva de genul, am capturat 4.000 și o scăpat 40. Niște aventurieri săraci când n-au auzit de termoviziune, nu știu. Băieții erau cu roaba. Erau cu roaba, și i-au prins cu roaba. Ce cu roaba și un căran schinare că trăgea cotiuga. Cu cârca, da. Cu cotiuga, știi? Mulțumește ce-i cotiuga. Știi ce-i cotiuga? Îți mai amintești cum era cotiuga? Nu știi ce-i cotiuga? Nu știi. Nu? Am impresia că nu știi. Nu, dar nu se folosea. Ăla e din noi din Bucovina. Nu din Bucovina, din Regat. Păi da, și eu ziceam, ce cerea, bă? Cotiuga, adică eu sunt bucovinean, adică cotiuga. Cu roz de fier, în fine. Era un utilaj care ajuta la munca câmpului în general și la arat, la semănat. Puneai plugul, cotiuga, învăteam, în fine. Adică avea mai multe utilități. Aha. Deci nu știu. Chiar nu știu pentru că nu deci sunt nu mai zonă. Mima dacă nu știi. Spune, nu știu, asumă-ți că e mai corect așa nu decât deci să vrut să vă, n-am vrut, maestre, deci n-am vrut să... Am zis, domne, deci mă depășește, noi n-am vrut să spun că acea cotiuga... Deci cotiuga nu e asta, nu? Nu, e un regim nu asta. Este un arhaism venit din Evul Mediu, nu știu. Eu străit la civilizație aici. Ce n-am știut, dar la eu, știi cum e. Civilizația, eu străit de civilizația Bucovine. Maestre, îl duce acasă pe mândru bucovinean. El la cârcima stat și acolo s-a înșurubat. Suntem pe final de emisiune, maestre. Mulțumesc. Sunt foarte trist. De ce? Tocmai m-am încălzit. Tocmai m-am încălzit, da. Tocmai m-am încălzit și aș mai rezista ce sunt 2-3 ore pe diferite paliere. Știi că subiecte sunt de bărșiu. Mai sunt subiecte. Maestre, mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în această dimineață și pentru că am povestit un pic. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ca să nu mai fie lucrurile, pot să merg să mă uit dacă ninge afară, da? Mulțumesc, hai să vedem. Totuși, dacă să fim așa, ninge, nu ninge flori, afară, nici nu ninge, nici nu-i soare, dar e o vreme oarecum potrivită, așa, perioade, pentru că o să avem astăzi o maximă undeva în jur de 4 grade, minima pe la -2 grade, poate ceva soare, norișori cu siguranță.
să aveți grijă de dumneavoastră, nu, să nu aveți așteptări de la ei, pentru că lor le pasă numai de ei, să zic așa, niciodată nu le-a păsat de voi. Aveți așteptări în ceea ce vă privește numai de la ceea ce puteți face voi singuri. Să nu uitați să fiți frumoși, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici la Bucovina Activ cu mine, Dorel. La revedere!